Hänsel und Gretel. Es wohnte einmal ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, einem Jungen namens Hänsel und einem Mädchen namens Gretel. Locuia odată un tăietor de lemne cu soția lui și cei doi copii, un băiat numit Hänsel și o fetiță numită Gretel. Ihr Vater war sehr arm und konnte nicht einmal mehr das tägliche Brot verdienen. Tatăl lor era foarte sărac și nici măcar nu mai putea să câștige pâinea de toate zilele. Eines Abends sprach die Frau zu dem Mann. Într-o seară, soția îi spuse bărbatului: Wir führen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald, geben ihnen noch ein Stückchen Brot und lassen sie alleine da. Îi vom duce mâine dimineață pe copii afară în pădure, le vom da o bucățică de pâine și îi vom lăsa acolo singuri. Sie werden den Weg nach Hause nicht mehr finden und wir werden sie los. Nu vor mai găsi drumul către casă și vom scăpa de ei. Der Mann wollte davon nichts wissen, aber die Frau gab nicht nach und endlich überzeugte sie ihn. Bărbatul nu vroia să audă de așa ceva, dar femeia s-a tot ținut de ea până când l-a convins. Die Kinder, die wegen des Hungers auch nicht einschlafen konnten, haben alles gehört. Copiii care din cauza foamei puteau să doarmă au auzit totul. Gretel weinte bittere Träne. Gretel plângea cu lacrimi amare. Hänsel beruhigte sich hinaus, wo Kieselsteine vor dem Haus lagen, bückte sich und steckte viele in seiner Taschen, als nur hinein wollten. Gretel, aliniștit-o, s-a furișat afară, unde erau pietricele mici în fața casei, s-a plecat și a adunat multe în buzunarul său, înainte să intre în casă. Dann ging wieder zurück in sein Bett und schlief ein. Apoi s-a dus înapoi în pat și a dormit. Früh am Morgen weckte die Frau ihre Kinder, gab jedem Brot und sie machten sich alle zusammen auf den Weg in den Wald. Dimineața de vreme, femeia i-a trezit pe copii, le-a dat pâine și s-au dus pe drumul înspre pădure. Hänsel ließ gleich ein weißes Steinchen fallen und danach wieder eins und so immer fort. Hänsel a lăsat să cadă o pietricică albă și apoi încă una și tot așa. Der Mann und seine Frau ließen dann die Kinder alleine mitten im Wald sitzen. Bărbatul și femeia au lăsat copiii singuri în mijlocul pădurii să stea. Als der volle Mond aufgestieg war, so nahm Hänsel sein Schwesterchen an der Hand und sie gingen beide den Kieselsteinen nach, bis sie wieder zu dem Haus ihres Vaters kamen. Când a apărut luna pe cer, și-a luat Hänsel surioara de mânuță și au mers împreună pe drumul de pietricele până au ajuns acasă la tatăl lor. Ihr Vater freute sich sehr, aber nach einiger Zeit sagte die Frau wieder zu ihrem Mann, dass sie die Kinder loswerden sollten. Bărbat, tatăl era fericit că au ajuns acasă, dar după o vreme, din nou femeia i-a zis tatălui că trebuie să lase copiii. Hänsel hörte wieder alles und wollte nachts heimlich Steinchen sammeln, aber die Haustür war verschlossen. Din nou Hänsel a auzit totul și a vrut să se furișeze noaptea să strângă pietricele, dar ușa casei era închisă. Am nächsten Tag nahm sein letztes Stück Brot und streute kleine Brötchen davon auf dem Weg. Ziua următoare
a luat ultima bucățică de pâine și a presărat-o în bucățele mici pe drum. So hoffte den Rückweg aus dem Wald zu finden. Așa s-a gândit el să găsească drumul înapoi din pădure. Die Kinder blieben allein im Wald. Copiii au rămas singuri în pădure. Sie suchten nach dem Brotbröckchen, aber die Vögel hatten sie aufgepickt. Au căutat fărmiturile de pâine, dar păsările le-au ciugulit. Sie gelangten endlich zu einem Häuschen aus Lebkuchen. Au ajuns în sfârșit la o casă de turtă dulce. Als Hänsel und Gretel zu einem Wunder sahen, fingen sie an vom Dach und vom Fenster zu essen. Când au văzut Hänsel și Gretel așa o minune, au început să mănânce din acoperiș și din fereastră. Auf einmal kam eine steinalte Frau mit einem Stock heraus, die mit feiner Stimme zu dem Kinder sprach. Deodată a ieșit o femeie cu un băț mare afară și și-a făcut o voce plăcută și le-a spus copiilor: Komm herein, Kindlein, drinnen warten euch viele Süßigkeiten und zwei Bettchen, wo ihr euch ausruhen könnt. Veniți înăuntru, copilași! Înăuntru vă așteaptă multe dulciuri și două pătuțuri unde vă puteți odihni. Die beiden gingen hinein, aber diese alte war eigentlich eine böse Hexe, die das Haus aus Lebkuchen baute, um die Kinder anzulocken und dann sie zu fressen. Amândoi copiii au intrat înăuntru, dar această femeie bătrână era de fapt o vrăjitoare rea care și-a construit casa din turtă dulce ca să-i închidă pe copii și apoi să-i mănânce. Am nächsten Tag sperrte die Hexe den armen Hänsel in einem kleinen Stall. Ziua următoare l-a închis vrăjitoarea pe săracul Hänsel într-un grajd mic. Gretel musste Hänsel Essen bringen, damit fett wurde, denn die Hexe wollte ihn erst auffressen, wenn fett genug war. Gretel trebuia să-i aducă mâncare lui Hänsel ca să se facă gras, pentru că vrăjitoarea vroia să-l mănânce doar atunci când era destul de gras. Die arme Gretel arbeitete und weinte bittere Tränen. Săraca Gretel muncea și plângea cu lacrimi amare. Sie sagte ihrem Bruder, sollte statt seines Fingers einen Knochen durch das Gitter strecken, damit die Hexe fühlen könne, wie fett geworden war. Și a zis lui Hänsel să îndrepte prin acele gratii un deget, în loc de deget să îndrepte un os ca să vadă vrăjitoarea și să simtă că el a devenit destul de gras. Tag für Tag kam die Alte zum Stall, zu sehen, ob der Junge dicker wurde. Zi de zi venea vrăjitoarea la acest grajd ca să vadă dacă băiatul a devenit destul de gras. Eines Tages aber wurde sie ungeduldig und befiel Gretel den Backofen zu heizen, aber sie sollte zuerst schauen, ob das Feuer heiß genug war. Într-o zi însă a devenit nerăbdătoare și i-a poruncit lui Gretel ca să încălzească cuptorul, dar să se uite ea să vadă mai întâi dacă focul era destul de puternic. Gretel schürte das Feuer, erhitz den Backofen und bat die Hexe ihr zu zeigen, was sie tun sollte. Gretel a făcut focul, iar și a încălzit acest cuptor
și apoi a rugat-o pe vrăjitoare să-i arate ce trebuie să facă. Die Hexe kroch in den Ofen hinein. Vrăjitoarea a sărit în foc, în cuptor. S-a uitat în cuptor. Da schlug Gretel mit aller Kraft die Tür hinter ihr zu und die böse Alte verbrannte in ihrem eigenen Backofen. Apoi Gretel a împins-o cu toată puterea pe vrăjitoare și ușa după ea și vrăjitoarea cea rea a ars în propriul ei cuptor. Nun befreite Gretel schnell ihren Bruder aus dem Stall. Repede Gretel și-a eliberat frățiorul din grajd. Froh, dass sie frei waren begannen die zwei Kinder des Haus zu durchsuchen. Fericiți că erau liberi, au început copiii să caute, să cotrobuie prin casă. Da standen in allen Ecken Kisten mit Perlen und Edelsteinen. În toate colțurile erau niște cutii cu perle și cu pietre prețioase. Hänsel füllte sich alle Taschen und Gretel füllte sich ihr Schürzchen voll. Hänsel și-a umplut buzunarele și Gretel și-a umplut șorțulețul plin. Nun machten sie sich auf und gelangten an ein großes Wasser ohne Brücke. Au plecat și-au ajuns la o apă mare fără să fie un pod. Allein konnten sie das nicht schaffen und baten eine Ente ihnen hinüber ans andere Ufer zu helfen. Singur nu puteau să reușească și au rugat-o pe o rață să-i treacă dincolo pe malul celălalt, să-i ajute. Nach einiger Zeit kamen sie endlich aus dem Walde wieder an das Haus ihrer Eltern. După un timp au ajuns în sfârșit din pădure din nou la casa părinților lor. Der Vater war sehr froh, als die beiden Kinder sah. Tatăl era foarte fericit când i-a văzut pe cei doi copii. Sie fielen ihm den Hals und gaben ihm alle Perlen und Edelsteine. Ei au sărit de gât și i-au dat toate perlele și pietrele prețioase. Mit all diesen Reichtürmen lebten sie glücklich zusammen und alle Sorgen hatten ein Ende. Cu toate aceste bogății au trăit ei fericiți împreună și toate grijile au avut un sfârșit.